Corvinul Hunedoara a reușit să ajungă în Liga a doua, motiv de mare bucurie pentru jucători, dar și pentru suporterii albaștrilor. Fotbaliștii nu au avut însă prea mult timp de repaus, ei revenind la scurt timp pe teren, la antrenamente, cu și mai mare seriozitate. Dan Colesniuc, președintele FC Corvinul 1921 Hunedoara, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că urmează ca Dinamo Kiev să joace un meci amical cu Corvinul acasă la Hunedoara. Ne propunem tot timpul obiective mari. Demersurile deja au început, discuțiile, ca să zic așa, ne dorim să-l aducem măcar și pentru o zi pe Mircea Lucescu la Hunedoara. S-a discutat cu dânsul deja. După cum știți, Ioan Andone este președintele comitetului al AGA, Consiliul de administrație. Și ne-am propus să-l aducem pe Mircea Lucescu cu Dinamo Kiev la Hunedoara. Nu s-a putut în data de 29 pentru că ei deja încep campionatul. Nu ne-a refuzat, a acceptat provocarea, rămâne doar să fixăm o dată la care pot să participe, să vină de la Kiev. Până una alta, corvii se pregătesc deja pentru meciul cu UTA Arad, ce se va disputa sâmbătă 1 iulie de la ora 18:30 pe stadionul din Hunedoara. Primul meci pe care îl vom disputa va fi sâmbătă la ora 18 împotriva UTEI. Unde antrenează un hunedorean. Echipa antrenată de Mircea Redi. Va fi un început. Noi venim după o perioadă de pregătire mult mai scurtă. Noi am reluat pe 22, deci săptămâna trecută am reluat pregătirile. UTA are în fața noastră o perioadă de acumulări ceva mai mare, dar nu are nicio importanță experiența de a juca, mă întorc chiar la Mircea Lucescu, jocuri și iar jocuri. Jocuri cu adversari mult mai bine cotați nu pot să-ți aducă decât o creștere valorică și ție ca și lot.